Accidentul a avut loc astăzi în jurul orei 12 și 30 de minute la ieșirea din intersecția centrului comercial Cube Center. O șoferiță în vârstă de 39 de ani din Câmpul Lung, aflată la volanul unui autoturism marca BMW, a vrut să vireze stânga pentru a intra în intersecție, numai că atunci, de la benzinărie, a ieșit un bărbat în vârstă de 58 de ani, aflat la volanul unui autoturism marca Renault Megane, care a fost lovit în plin în partea laterală. Martorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns pompierii câmpulungeni cu auto specială cu modul de descarcerare și un echipaj al ambulanței SMORD. Conducătorul Meganului a primit îngrijiri la fața locului, acuzând dureri costale și prezentând o plagă la cap. Acesta a refuzat transportul la spital. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a intervenit cu auto special de stingere cu apă și spume și o ambulanță SMORD la o tamponare între două autoturisme în municipiul Câmpul Lung. În urma tamponării, o persoană implicată în accident a fost asistată de către echipajul SMORD. Nu au fost scurgeri de lichide combustibile, s-au asigurat măsuri specifice. Polițiștii biroului rutier Câmpul Lung au ajuns la fața locului și au intervenit întrucât cei doi protagoniști nu se puteau pune de acord privind prioritățile de trecere și cine se face vinovat pentru producerea incidentului rutier. Intersecția în cauză a generat într-un an de la deschiderea centrului comercial mai multe neînțelegeri între conducătorii auto, iar cei mai mulți procedează potrivit regulii de mică înțelegere.